doamna Vera. Bună ziua. Uitați-vă în această zi frumoasă. Noi am venit să vă aducem și noi o bucurie, zâmbetul pe buze. Și în special vreau să vă mână acest buchet de flori, să vă aduc cu doar bucurie. Așa. Aici aveți un coș cu fructe, neapărat să le consumați, să este tot așa puternic și frumoase cum sunteți în ziua de astăzi. Așa. Dar spuneți-mi, de la cine crezi dumneavoastră că poate să fie această surpriză? De la fiica surprizelor. Uitați-vă că avem și niște cuvinte care mi le-a transmis ca să le citesc. Scumpa noastră mamă și bunică, te felicităm cu ocazia zilei de naștere. Îți dorim multă sănătate și voie bună. Îți mulțumim că ne-ai crescut și ne-ai dormit nopți întregi, îngrijind de noi. Iartă-ne că nu suntem în această zi alături, dar aplecând capul în fața lui Dumnezeu, îl rugăm să aibă grijă de tine, căci mă ta ești îngerul nostru păzitor. Da, de la fiica Jana, Ovic, nepoțelul Grigore, Arpi și strănepoțica Mașa. Mulțumesc. Dacă aveți o dinvoa să le transmiteți un mic salut. Mulțumesc. Eu o strimbă și eu la Jana și eu zis ea. Mulțumesc. Să fiți multă sănătate, bucurie și ca alt fel de surprize din viața dumneavoastră nu dispară niciodată. Mulțumesc mult. Vreau să le transmit că iubesc, le simt lipsa, dar m-aș bucura cât n-ar fi de departe să fie fericit, să bucure ei de fericirea lor și să mă bucur și eu de fericirea mea și să-i socot că sunt alături de mine, îi iubesc la nefine, la nesfârșit. Am emoții, nici nu m-am așteptat la așa ceva. Mulțumesc mult, Jenica. Dragul mame, tot vremea așa ne-ai făcut în viață. Mulțumesc mult. Sănătate. Nu știu, mamă, cum să-ți mulțumesc și ce-aș putea să-mi